Vreau să vă întreb, sunteți un primar care folosește mijlocul de transport în comun? De exemplu, metrou din drumul Taberei. Da și nu. Da acum și nu. Aveți metrou depinde în drumul de unde mă duc. Acum n-am venit cu mijlocul de transport în comun, că mi-este greu să ajung de acolo până aici fără mijlocul de transport în comun. Deci, dar mai folosiți? Câteodată, da, depinde. De obicei, în weekend, da. Pentru că în cursul săptămânii mai puțin, pentru că trebuie să ajung rapid în diferite zone. Deci, răspunsul este în funcție de situație, cum o impune situația. Vă întreb și de metrou din drumul Taberei, pentru că a fost un proiect, da, pe care PNL l-a dus la sfârșit, la sfârșitul anului, însă am văzut din statistici, cel puțin, că nu prea este folosit. Da, și unul dintre principale motive este că este foarte prost conectat. El trebuie să meargă către universitate, degeaba rămâi la Eroilor. Dacă cobori în subteran și ajungi doar până la Eroilor. Nu, trebuie să se meargă mai departe. Și de aceea eu susțin poziția ministrului transporturilor care spune că trebuie să fie prelungit metroul din drumul Taberei până în Pantelimon. Adică trebuie să meargă cel puțin până la universitate și după aceea să traverseze partea cealaltă orașul. Pentru că dacă merge la universitate, acolo va fi conectat cu toate celelalte magistrale de metro. Asta ar mai însemna încă câțiva ani, pentru că ne amintim cât a durat să se încheie acest proiect, dar să-l avem cel puțin până la Eroilor. Păi da, l-avem până la Eroilor, trebuie să-l avem până la universitate, cel puțin. A durat foarte mult pentru că, efectiv, s-au luat bani de acolo, s-au dus pe alte drumuri în țară. Deci era un proiect în derulare, iar PSD, pe vremea aceea, a renunțat la sectorul 6 și la drumul Taberei și n-a mai pus banii în acest proiect. Plus că contează foarte mult și cât de laxă este politica asta cu mașini care se parchează peste tot. Adică eu cred că primarul general trebuie să înceapă să dea un semnal foarte, foarte clar că e nevoie să ne orientăm mai mult către transportul în comun. Evident după pandemie, dar asta nu se mai duce nici foarte mult.